Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și pe canalul nostru de YouTube la Hunedoara 1 TV. Acolo, pe YouTube, vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră, după cum bine știți, în ultima perioadă aducem și hunedoreni, oameni care își doresc să se implice activ în viața socială, în viața comunității pe care ar urma, în teorie, acum tot speră că și în practică, bineînțeles, îi reprezinte în următorii ani, pentru că 2024 înseamnă alegeri, înseamnă alegeri locale și europarlamentare în data de 9 iunie, mai apoi vom avea alegerile prezidențiale și iar în iarnă vor fi cele parlamentare. Este un an atipic din foarte multe puncte de vedere. Noi încercăm să aducem în fața dumneavoastră acești oameni care să vă explice, în primul rând, dumneavoastră, ce își doresc pentru județul Hunedoara, ce își doresc pentru localitățile din acest județ. E clar, toți discutăm despre schimbare, doar că trebuie să mai vedem și în ce sens se face această schimbare și dacă într-adevăr este atât de importantă pentru fiecare dintre noi. Astăzi poposim puțin la Petroșani, dar și la nivelul județului Hunedoara. De ce spun acest lucru? Pentru că în platoul emisiunii noastre astăzi, ca invitație, am pe domnul Robert Eugen Mujic, candidat al Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Și domnul Marcel Oanță, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al municipiului Petroșani. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație! Bună ziua și invitațiilor telespectatorilor noștri, celor care ne urmăresc și le mulțumim pentru acest lucru că sunt alături de noi zi de zi. Este un an complicat, după cum bine spuneam. Pentru dumneavoastră, domnule Mujic, probabil că nu este primul an complicat din punct de vedere politic și administrativ, pentru că sunteți consilier județean, ați fost implicat în mod activ de foarte mulți ani în viața comunității, până la urmă în proiectele pentru dezvoltarea acestui județ. Sunteți mulțumit de tot ceea ce se întâmplă în județul Hunedoara, din punct de vedere administrativ, al proiectelor, al bunăstării oamenilor până la urmă, pentru că și deciziile pe care Consiliul Județean Hunedoara le ia poate influența viața oamenilor. Da, într-adevăr, prin deciziile care le luăm în cadrul Consiliului Județean Hunedoara, se influențează foarte mult starea cetățenilor din județul Hunedoara. Mă refer aici la decizii care îi pot afecta într-un mod, mă refer eu, pozitiv, pentru că noi dorim ca tot ceea ce decidem în cadrul Consiliului Județean să fie în beneficiul cetățenilor care ne-au ales și au avut încredere în noi ca să putem să ajungem în aceste funcții și să putem să luăm decizii corecte pentru dânsii. Eu cred că la nivelul județului Hunedoara sunt lucruri care s-au făcut bine până în acest moment, dar sunt mult mai multe alte lucruri care pot fi și proiecte care pot fi făcute foarte bine pentru următorii 5, cel puțin 10 ani de acum înainte. Sunt proiecte, exact cum v-am mai spus, legate de sănătate, de turism, de infrastructură. Sunt proiecte pentru tineri, sunt proiecte care vizează mediul de afaceri, pentru că este foarte important să avem un mediu de afaceri sănătos, un mediu de afaceri care să poată să genereze locuri de muncă bine plătite, un mediu de afaceri care să poată să evolueze și în același timp, prin evoluția lor, să crește și nivelul de trai al cetățenilor județului Hunedoara. Este la fel de important, v-am spus, sănătatea cetățenilor județului Hunedoara. Sănătate în care s-au făcut investiții. S-au făcut, ani, într-adevăr, Consiliul... lucrurile s-au mai schimbat într-o direcție bună de data aceasta. Să știți că Consiliul Județean Hunedoara, chiar cu gândul de a mă repeta, este unul din județele care și de Consiliul Județean s-a implicat în ceea ce înseamnă sănătate la nivelul județului Hunedoara. Dotările care s-au făcut și investițiile care s-au făcut în cadrul Spitalului Județean din Deva
sunt majore, sunt, v-am spus, secții renovate în totalitate, sunt aparatură aduse de ultimă generație, sunt medici care noi dorim să îi atragem spre Hunedoara și spre ceea ce înseamnă. Avem o situație puțin mai delicată la Călan și la Ilia cu serviciul de permanență de urgență, unde locuitorii din zona respectivă ne-au solicitat, fiind două zone foarte, foarte aglomerate, să găsim posibilitatea de a aduce medici care să își desfășoare activitatea în aceste unități medicale. Da, pentru că în prezent programul este foarte scurt, programul de urgență, cum spuneți dumneavoastră, în cazul în care într-adevăr există urgență reală. Acești oameni care provin dintr-o zonă foarte mare, dacă ne referim și la zona Ilia și la zona Călan, sunt nevoiți să fie să aștepte mult prea mult după o ambulanță, fie să parcurgă poate chiar zeci de kilometri pentru a ajunge la un spital și este o situație destul de delicată. Problema este că, într-adevăr, nu sunt medici care să își dorească, poate, să ajungă aici. Chiar în ultima ședință de Consiliul Județean, care a avut loc zilele trecute, se spunea foarte răspicat de către domnul președinte al Consiliului Județean că trebuie neapărat domnul manager al spitalului județean să scoată lunar la concurs posturi pentru medici și pentru a putea să suplinească acest deficit de cadre medicale. Dar prin acest lucru, în momentul când la Călan sau la Ilia se va găsi posibilitatea de a fi doi sau trei medici specializați pe partea de urgență, se va degreva foarte mult și ceea ce înseamnă cazurile care pleacă spre spitalul de la Hunedoara sau cel de la Deva. Și atunci nu s-ar mai crea acea aglomerație pe sistemul de urgență din Hunedoara sau din Deva, pentru că cele mai multe cazuri, eu sunt convins că 70-80% din cazuri s-ar putea rezolva acolo, la Călan sau la Ilia. Și atunci la Deva sau la Hunedoara nu ar mai ajunge toate cazurile și ar aglomera secțiile de urgență și ar lăsa urgențele care sunt din zonele respective să-și poată să fie preluate cu celeritate. Da, și după cum bine știm, sunt foarte multe cazuri în care în secțiile, unitățile de primiri urgențe ajung cazuri care ar putea fi rezolvate la medicul de familie, acolo unde există, pentru că și aici județul Hunedoara este deficitar în foarte multe comune, în foarte multe zone din județ. Nu există medic de familie și atunci cumva nici nu au de ales unii dintre cetățeni decât să ajungă la urgență, chiar dacă nu au o urgență poate chiar atât de mare. Domnule Oanță, vrem să vă cunoaștem și pe dumneavoastră și cei care ne urmăresc sunt convinsă că vor să vă cunoască, așadar o să încep cu o întrebare firească. Cine este Marcel Oanță? Da, Marcel Oanță, sunt născut, crescut în Petroșani, am 58 de ani, am urmat toate școlile în Petroșani, școală generală, liceul industrial Petroșani și universitatea, mă rog, Institutul de Mine Petroșani, dar în 91, când am absolvit, institutul a devenit între timp Universitatea Tehnică Petroșani. Din 1991, odată cu terminarea facultății, sunt antreprenor. Așa că sunt unul dintre primii antreprenori chiar din România, cei care au luat acest nu știu cum să numesc. A fost un pionier. Un pionier al, pot să spun că am fost chiar un pionier al privatizării. Mă așteptam să-mi spuneți că ați lucrat în mină, că a fost. Nu, în perioada 1990-91, în ultimul an de facultate, am lucrat în cadrul bazei de aprovizionare a Combinatului Minier Valea Jiului. În paralel cu ultimul an de facultate, am fost tehnician și m-am ocupat de problemele cu aprovizionarea cu echipamente în construcții antigrizutoase pentru întregul complex minier. Deci totuși ați avut o legătură, am avut o legătură destul de scurtă. Principala activitate din Valea Jiului. Dar să știți că acea perioadă pe care am petrecut-o la baza de aprovizionare a fost a doua școală foarte bună pentru mine. O școală în care am învățat circuitul documentelor. Am muncit prima lună, am fost muncitor necalificat în depozitul de la
Varnița, la intrare în Petroșani era un depozit care astăzi este o ruină. Și ulterior am promovat, am dat examen, am fost tehnician, iar ulterior inginer. În 1992, când mi-am dat demisia de la baza de aprovizionare, vreo 5 luni după ce mi-am deschis societatea, am activat în paralel. Iar după aproximativ 5 luni mi-am dat demisia, iar din nou 1992 sunt doar antreprenor. Am avut o perioadă între timp, perioada 2019-2020, februarie 2022, am mai fost angajat la Nova Power and Gas, o companie din domeniul energiei. Nu mai dați nume de companie. Nu mai dau nume, da. În rest, am fost doar angajatul propriei mele firme. Nu v-ați dezlipit de Petroșani? Nu m-am dezlipit. V-ați crescut, v-ați născut acolo, v-ați dezvoltat acolo și profesional și personal. Atât profesional cât și, pot să spun, și chiar și sportiv. Încă pot să mă lau că la vârsta mea mai practic sportul. Ce sport practic? Handbal. Chiar în această lună plecăm din nou în Croația la Cupa Mondială de Handbal. Sunt manager sportiv al... dacă pot să dau numele, că aici chiar nu este. Este o asociație pe care o avem, Alfa Ro Handball Club Știința Petroșani. Este o asociație pe care noi am creat-o în jurul foștilor jucători de handball de la Știința Petroșani din perioada anilor 1980, când eram 1980-1990, când echipa Știința avea totuși un palmares destul de bun. Centrul universitar se bucura de un număr mare de studenți. Ați reînviat cumva această tradiție aici la Petroșani? Putem spune lucrul acesta prin această asociație? Sau? Nu, dar asociația are două scopuri. Unu, promovarea sportului de către toți tinerii și de către toată lumea și la orice vârstă. În orice, important este oamenii să facă sport. Deci aici nu sunt doar tineri, adolescenți, copii. Nu, în acest, oricine își dorește, oricine poate să practice sportul. În echipa noastră suntem o echipă de old boys. Anul trecut la Cupa Mondială de Handbal din Croația am câștigat medalie de bronz. Anul acesta va fi a patra participare. Felicitări! Mulțumesc! Acum participăm la plus 55. Sperăm să venim cu o medalie de aur și mi-aș dori să vin în emisiunea dumneavoastră să prezint rezultatele. Cu siguranță ne vom vedea. L-ați convins și pe domnul Mujic să practice handbal? Sau handbal nu, dar sport să participe mi-am recomandat și sunt sigur că practică. Eu joc fotbal în continuare cu tot așa foști colegi din generația noastră cu care ne întâlnim tot așa la sală și săptămânal facem câte un meci de fotbal. Nu participăm la competiții ca și Marcel, dar să știți că o competiție internă avem tot timpul între noi și promovăm foarte mult sportul, promovăm foarte mult ceea ce înseamnă activitatea sportivă la toate nivelurile, exact cum spunea și colegul meu Marcel Oanță. Nu contează vârsta care o ai, contează să faci mișcare, pentru că mișcarea înseamnă sănătate. Acum ca să completez... Am văzut că vreți să completați ceva. Asta a fost vis-a-vis de extra activitățile. Important este să ne păstrăm spiritul mereu tânăr. Corect. Aveți mare dreptate, doar că doar prin anumite activități putem să facem lucrul acesta. Eu și Robert considerăm că suntem două persoane care avem acest spirit tânăr. Probabil asta ne și unește și în proiectul politic. Pentru prima dată în politică? Nu, pentru prima dată, dar mereu pe dreapta. Îmi place înțeles. Președintelui nostru să spună. În 2000 am fost candidat la funcția de primar din partea Uniunii Forțelor de Dreapta. A fost atunci un curent. Mă rog, a fost o candidatură așa pe repede înainte, deja începuse campania electorală, nu aveau candidat, aveam 34 de ani, mi-au solicitat. Am avut curajul și atunci să candidez. Cred că am ieșit pe locul 5 atunci. Dar, în condițiile în care a fost pe nepusă masă. Iar la acea vreme clar eram catalogați oarecum fasciști, ceva adus spre extrem. În momentul în care lumea auzea de Uniunea Forțelor de Dreapta avea așa o imagine total deformată.
Dar, mă rog, a fost o perioadă care a trecut. În 2020 am fost candidat pe lista de consilieri locali. Din 2019 sunt președintele partidului Mișcarea Populară, filiala Petroșani, și secretar general adjunct la nivelul organizației județene. Observ că aveți o memorie foarte bună. Țineți minte toți anii, fiecare perioadă, mai rar. Să știți că, având în vedere activitatea mea în domeniul privat, angajații mereu mi-au spus că sunt un om al graficilor și al targetelor. Adică la mine, dacă ceva nu se întâmplă cu un grafic și cu un desen, nu este... În momentul în care prezint un proiect, fac și un grafic. Funcționează acest lucru și în administrație, domnule Bucic? Și în administrație consider că ar trebui să funcționeze. Și eu spun că, până la urmă, de fapt, și administrația, pe care eu, în momentul de față, consider că am ajuns în acest punct, datorită faptului, la nivel național, și nu mă refer la Petroșani, suntem captivi oarecum administrațiilor locale. În ce sens? În sensul că oamenilor le este frică să ia decizii. Și aici o să revin în continuare la activitatea mea profesională. De mai bine de 4 ani sunt manager energetic pentru industrie și manager energetic pentru localități. Sunt unul dintre cei 56 de manageri energetici pentru localități atestați în România și 100 și ceva, sub 175 de manageri energetici atestați pentru industrie. În anul trecut am avut ca și realizări peste 21 de proiecte implementate la nivel național, de la Satu Mare până la Constanța. A trecut și prin județul Hunedoara vreun proiect pe care l-ați implementat? Da, am implementat și chiar mai multe au trecut prin județul Hunedoara. Era chiar culmea să locoliți exact județul dumneavoastră. Iar ultima lucrare pe care am prezentat-o la un curs de manageri, la cursul managerilor energetici unde am fost lector, se referă la producția locală de energie și tot ce înseamnă acest lucru. Prin proiectele de anul trecut am reușit să implementăm peste 2200 de megawatts putere instalată, ceea ce înseamnă, zic eu, nu foarte mult, dar nici puțin. Dacă începem să calculăm ce înseamnă ca și economia, amprentă de gaze cu efect de seră evitate și în domenii diferite, de la domeniul... Am fost mereu un susținător al privatizării și al... De regulă se spune că gospodarul este cel care își urmărește cel mai bine scopul. Inclusiv în administrație, mi-aș dori să existe acele parteneriate public-private. Consider că parteneriatele public-private vor fi o salvare a multor probleme din administrația locală. Cât de mult contează aceste parteneriate, domnule Mujic? Pentru că, așa cum spuneam încă de la începutul emisiunii, sunteți un cunoscător al administrației publice și suntem curioși dacă este într-adevăr atât de important acest parteneriat. Din punctul meu de vedere, sunt foarte importante și exact cum spunea și Marcel, pe foarte multe proiecte este foarte important să se facă aceste parteneriate publice-private. Sunt în domeniul energiei foarte multe proiecte care pot fi gestionate foarte bine, iar cu Marcel împreună am lucrat pe asemenea proiecte, am lucrat și pe județul Hunedoara și vrem ca în următorii ani să putem să implementăm și să atragem cât mai multe proiecte pentru județul Hunedoara, pentru administrațiile publice din județul Hunedoara. Mă gândesc că deja aveți și câteva planuri în acest sens. Da, le-ați trecut pe hârtie. Sunt foarte bine conturate aceste planuri, iar noi ne dorim o eficientizare energetică la nivelul administrațiilor foarte, foarte, la un nivel foarte ridicat. Avem nevoie de acest lucru? Avem nevoie pentru că am venit cu o economie foarte mare, ceea ce înseamnă consumurile de energie. Am venit cu o economie foarte mare la bugetele locale prin aceste proiecte care, de exemplu, construirea de parcuri fotovoltaice, care ar reduce foarte mult cheltuielile cu plățile
la energia electrică. Și știm cu toții care este costul acestor facturi, fie că vorbim de populație sau vorbim de instituțiile care trebuie să aloce sume considerabile de bani pentru acest serviciu. Exact, iar banii care se vor face și vor proveni de această economie vor putea să-i folosim spre alte scopuri în ceea ce înseamnă poate sănătate, învățământ, poate... Și au dovedit eficiența aceste proiecte unde le-ați implementat până acum? Da. Că sunteți un om al cifrelor, din da, câte observ. Pot să vă spun că proiectele de anul trecut au adus undeva la peste 700 de tone emisii cu efect de seră evitate. E anual. Mult, puțin? La nivel național nu este foarte mult, dar totuși este o cifră destul de importantă. Este un prim pas, să spunem. Da, un prim pas, mai ales că nu au fost niște proiecte foarte mari de anvergură. Au fost niște proiecte, parte din ele au fost chiar proiecte pilot pe care urmează să le dezvoltăm. Mereu am fost un susținător al acestor proiecte pilot. În urmă, ca să convingi pe cineva că un lucru funcționează, trebuie să-i demonstrezi prin puterea exemplului. Pentru mine, puterea exemplului rămâne unul dintre cei mai importanți factori de promovare a aici este indiferent că discutăm despre economie, sport sau orice altceva. Ce v-a determinat să intrați în această luptă electorală acum, în 2024, un an extrem de complicat, după cum spuneam? Ce v-a determinat? Da. Și cu foarte multe mișcări politice, transferuri de la un partid la altul și așa mai departe, și totuși ați intrat în această bătălie electorală. De ce? Da, inițial, vă spun sincer, acum 2 ani, dacă m-ați fi întrebat, aș fi spus că în 2024 nu-mi doresc să candidez. În cursul anului trecut sunt tată la 2 băieți. Felicitări, să vă trăiască. Ambii au plecat la București. Reproșul a fost că Petroșan nu le oferă nimic concret. Practic, nu doar Petroșanul, Valea Jiului nu oferă nimic. Și cred eu că este unul dintre factorii care determină depopularea acestui județ. Tinerii pleacă. Acum copiii mei au plecat, pot să spun, promovați pe niște... Sunt bine acolo. Sunt bine, da, sunt, dar e important. Prin ei am cunoscut foarte mulți tineri care pleacă să-și urmeze studiile. Părinții nu au posibilități să-i întrețină. Copiii mei se chinuie prin diferite centre. Timișoara, Cluj, București, unde știm ce costuri există. Muncesc cu jumătate de normă, fac studii. Nici școala nu este școală, nici munca nu este muncă. Ajung la o anumită vârstă, nu se mai întorc nici în județ, pentru că nici județul nu le oferă ulterior ceva posibilități concrete și rămân în continuare. Consider că este unul dintre factorii care au dus la îmbătrânirea vârstei acestui județ. Eu mi-aș dori să creăm un mediu de afaceri care să determine acești tineri să se întoarcă înapoi. Sau chiar alți tineri, nu doar cei din Valea Jiului. Să creăm un mediu care să atragă tineri în primul rând. Da, pentru că aceste afaceri până la urmă pot fi dezvoltate în întreg județul. În întreg județul. Mai contează de fiecare reprezentant al comunității cum știe să gestioneze această oportunitate. Sunt un adept al turismului de 365 de zile. În Valea Jiului mereu s-a vorbit despre sporturile de iarnă. Vedeți că această încălzire globală sau neîncălzire, vremea ne duce acolo în care sezonul de schi este foarte scurt. În momentul în care turismul se dezvoltă pe o perioadă de 365 de zile și nu statul să fie cel care vine să facă investițiile. Statul va trebui să creeze doar pârghile și infrastructura. Tot cei care sunt implicați în domeniul privat vor fi cei care își vor dezvolta propriile afaceri. Dar cu sprijinul administrației. Sprijinul administrației. În acel moment tinerii probabil își vor găsi acolo locuri de muncă. Unii își vor dezvolta ei propriile business-uri, iar pe partea de acest turism, ei sunt cei care știu cel mai bine ce funcționează. Nu pot să vin acum să spun că vom face tiroliene sau mai știu ce. Ei știu exact. Aveți planuri, idei și din acest punct de vedere de dezvoltare a turismului din Valea Jiului? Da, așa în momentul de față am schițat totuși niște planuri. Adică
În Parâng va trebui să fie dezvoltat o pârtie de schi fond. Schiul alpin este un schi pe care îl practică foarte multă lume, dar vine o vârstă, vă spun sincer, eu de câțiva ani nu mi-am mai pus schiul în picioare. Chit că practic schiul, nu mi-am mai pus schiul în picioare. E, un schi fond așa de... ar fi atractiv și cred că ar fi atractiv pentru mulți dintre cei care ar veni să practice. Piste de biciclete, unde biciclete montan. Pe trasee montane. Pe trasee montane. Pentru că e ofertantă zona. Este din foarte acest ofertantă punct de zona. Și sunt foarte mulți iubitori ai acestui sport. Să știți că eu am rămas așa, oarecum uimit, pentru că circul destul de mult și am văzut diferite zone unde se duc tinerii și doar pentru acest, pentru că au infrastructura pentru acest pentru sport. Pentru a putea să practice acest sport, exact. În afară de asta, sunt tot felul de alte activități sportive care se pot practica în aer liber, pentru că asta este, de fapt, foarte important, să poți practica acest sport în aer liber. Domnule Mujic, pe partea aceasta de sănătate, de educație, ne-ați explicat și cu ocazia altor emisiuni, dar și astăzi, cum se treabă la nivelul județului Hunedoara în ceea ce privește turismul. Credeți că se tot discută și eu o tot repet și o tot spun că ar putea să fie o alternativă din punct de vedere economic și pentru județ și pentru țară, bineînțeles, doar că parcă ceva ne lipsește. Oare ce ne lipsește? Să nu facem mai mult și să nu profităm cumva de tot ceea ce avem din punct de vedere al obiectivelor turistice, al reliefului, pentru că județul Hunedoara are un relief spectaculos. Ce ne lipsește? De ce nu putem mai mult? Păi, în primul rând, cred că ne lipsește o promovare mult mai puternică care trebuie făcută. Pentru că este important ca în momentul când turiștii vin și, vă spun sincer, vizitează Mănăstirea Prislop, să știe că... Aici este topul, cei drept, din punct de vedere al turiștilor. Aici avem cei mai mulți vizitatori. Da. Să știe că mai există în județul Hunedoara și Castelul Corvinilor, Cetatea de Vei, cetățile Samisile Tuza, Regia și Ulpia Traiana. Să știe că mai avem biserica de la Densus, deci, da, bineînțeles. Să știe că, exact cum spunea și Marcel, în județul Hunedoara se poate face un turist de 365 de zile. Pentru că dacă turistul care vine și stă doar o zi sau maxim două la noi în... Înseamnă că avem o problemă. Avem o problemă. O problemă sau cel de, puțin una. O problemă de, în primul rând, de infrastructură. Zice, nu mă pot depasa că sunt drumurile așa cum sunt. La acest proiect acum se lucrează. Săptămâna aceasta, chiar în cadrul ședinței de Consiliu Județean, s-a semnat proiectul pentru reabilitarea drumului care face legătura între Costești și cetățile dacice, cetatea dacică de la Samisile Tuza. Și este... Sperăm că de data aceasta va fi cu noroc. Va fi cu noroc, sperăm că de data aceasta va fi cu noroc. Să știți că este foarte important, pentru că noi, Consiliul Județean, am venit și cu o alocare suplimentară de fonduri pentru a putea ajunge chiar până la baza cetății, să spunem așa, cu drumul. Pentru că e vorba de podețe, e vorba de ziduri de sprijin care nu au fost prinse inițial, dar noi, ca să putem să facem o lucrare care, într-adevăr, să fie foarte, foarte bună, am venit cu banii suplimentari pe aceste fonduri. Important este că aceste lucrări să fie realizate și să fie trainice, pentru că, cum spuneam puțin mai devreme, lucrările aici au mai fost făcute și în trecut, doar că și natura s-a mai răzbunat așa pe noi. Da, într-adevăr, natura s-a mai răzbunat, dar eu cred că de data aceasta lucrurile vor decurge foarte bine, iar ordinul de începere a lucrurilor cred că va fi dat undeva în jurul datei de 15 mai, deci cât de curând se va putea în campanie începe. Electorală, nu? Nu, știți cum este acum? Putem să speculăm acest lucru, dar eu cred că termenele și proiectele care sunt nu știau că va urma campania electorală și se va desfășura această lucrare pe un drum atât de important pentru noi. Va fi un disconfort pentru cetățenii din zona respectivă, dar în momentul când se va finaliza, va fi un drum de excepție pentru turiștii care vor veni să viziteze cetățile dacice. Iar
m-am spus, revin la partea de promovare, unde este foarte important prin tot felul de pliantă și de pe televiziuni, pe Facebook, oriunde, trebuie să promovăm foarte, foarte mult ceea ce înseamnă obiectivele turistice din la noi, de la noi din județ. Avem centre de informare turistică care, din punctul meu de vedere, ar trebui să-și facă puțin mai bine treaba, pentru că doar să fie o clădire cu 2-3 angajați în ea nu mi se pare normal. Trebuie să le eficientizăm, trebuie să schimbăm puțin, să lucrăm la mentalitatea oamenilor care promovează și lucrează în aceste centre, pentru că de ei depinde foarte mult ca turistul să cunoască. Să nu uităm că noi putem avea și un turism gastronomic în județul Hunedoara. Sunt zone unde se avem renumitele plăcinte pădurănești, avem viști de sălași, avem viști de bradă, deci sunt foarte multe chestii unde oamenii ar putea, și restaurante care ar putea să fie promovate, plus apare partea de cazare. Deci infrastructura de cazare trebuie pusă și ridicată la niște standarde de 3-4 stele ca să poată să-și permită fiecare turist să beneficieze de condiții optime de cazare la noi în județ. Și atunci dacă noi le oferim infrastructură, le oferim cazare, le oferim utilitățile necesare, pentru că știi că sunt deficitari la apă, canalizare, turismul gastronomic și multe altele. Și să știți că turismul religios, v-am spus, este prioritar la noi în județ. Și acolo cred că este vorba de 365 de zile, din 365 de zile la Mănăstirea Prizop și nu numai. Avem foarte multe locuri și mănăstiri care pot fi vizitate la noi în județ. Și turismul să nu uităm că și privații aici, au început trebuie să-l țină mai aproape de noi. Avem stațiunea Gioagiu care o putem dezvolta și se poate dezvolta foarte mult acum. Știu că s-a făcut o investiție destul de mare de către o firmă din Cluj la Vața Băi. Am înțeles că și acolo se va putea dezvolta în următorii ani un complex turistic foarte, foarte frumos. Și acolo lucrurile s-au conturat foarte frumos pentru că sunt deja producători locali care au înțeles exact. Că asociindu-se, un lucru care a început așa timid în anii aceștia, pentru că avem cumva gândul că aceste asocieri înseamnă ce se întâmplă înainte de 89 și oamenii au fost reticenți, nu mai vreau cooperative și alte chestiuni de acest lucru, dar iată că acum își dovedesc utilitatea acestei asocieri și oamenii pun pe masa turiștilor produsele lor, hrana direct din grădină, cum se spune, și acest lucru cu toții ni-l dorim și îl căutăm din ce în ce mai mult. S-au creat locuri de muncă, poate nu suficiente, dar este un început și iată cum ajungem la concluzia că într-adevăr acest parteneriat public-privat poate să dea roade. Exact. Vedeți, venirea unui investitor serios la noi în județ și dezvoltând ceea ce înseamnă stațiunea de la Vața, mă refer acum, vă dau un simplu exemplu, în jurul acestei stațiuni s-au dezvoltat și se dezvoltă alte afaceri micuțe. Pentru că, exact cum spuneați dumneavoastră, producătorii locali pot să-și vândă produsele, oamenii pot să-și promoveze portul, pot să-și promoveze tradițiile, iar chiar fac o referire acum la sărbătoarea adică târgul care a avut loc ieri la Pui de 1 mai, care este unul din cele mai renumite târguri din țară, cu o tradiție foarte, foarte veche, unde am avut posibilitatea să discut cu oameni, cu meșteșugarii, care încă păstrează tradițiile. Am întâlnit, și vă spun o scurtă istorioară legată de ziua de ieri de la Pui, am întâlnit un om care avea cât că jur de 80 de ani și era unul din făcea hamuri pentru cai și lângă el am văzut pe un copilaș și ce e nepoțelul meu care îl țin, avea 10 ani, zice, îl țin lângă mine că vreau să învețe și să ducă tradiția mai departe. Și am zis, și fiul dumneavoastră? Fiul meu deja știe. Deci erau deja 3 generații. Mai rar, mă așteptam sincer să îmi spuneți că nu mai are cui să predea această meserie. Da, asta mi-a plăcut foarte mult, că am văzut că în zona respectivă, pe Valea Străiului, să spunem așa, se păstrează anumite tradiții și anumite obiceiuri. Și acest târg, să știți că efectiv a unit oamenii din ținutul Mombulanilor de la Petroșani, din toată țara au fost oamenii prezenți la târgul de la Pui, să știți.
Deci am fost foarte surprins. A trecut granița județului. Au trecut granița județului și au venit, a trecut de la Pui. Și v-am spus, m-a bucurat foarte mult că am văzut că încă se mai păstrează tradiții. Prin aceste târguri putem să ducem mai departe aceste tradiții meșteșugărești ale noastre, care sunt foarte, foarte importante. E important ca tinerii să ducă mai departe ceea ce au învățat de la părinților sau de la bunicilor. Iar acest lucru trebuie făcut cam în toate domeniile de activitate, să știți. E important să nu uităm că un medic bun poate își canalizează fiul și nepotul pe partea de medicină. Am întâlnit la o altă sărbătoare câmpenească, de data aceasta aseară la Boșorod, tineri, care am fost foarte surprins de faptul că au spus, noi nu vrem să ascultăm alte genuri de muzică decât muzică populară. Mi-a plăcut foarte mult. Erau tineri, vă spun, până în 20 de ani, care efectiv cântau și dansau pe muzică populară. Nu vreau alte genuri de muzică. Și am spus, mă bucur foarte mult că văd acest spirit în voi dezvoltat de a păstra această tradiție a muzicii autentice populare din zona voastră de aici de tradiție. Ei, pentru că erau din Boșorod. Muzica autentică românească, da, pe care nu o mai prea găsim, din păcate, în foarte multe zone, că se păstrează așa ad literam tot ceea ce înseamnă acest folclorul autentic românesc. Și știți ce am mai văzut? S-a mai deviat așa de la autenticitate. Iarăși foarte mult. Aseară am văzut faptul că tinerele care erau acolo aveau o chestie de cusut. Făceau, coseau. Și am spus, voi ce faceți? Facem costume populare. Și că nu sunteți pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, ce faceți, nu? Că în zilele noastre la asta ne așteptăm să vedem. Nu am văzut pe nimeni pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook Doamne acolo. Ajută. Să știți, deci ei promovau că, și erau foarte mândri că pot să facă costume populare, că pot să ducă această îndrednicire mai departe. Deci m-a bucurat atât de mult că am văzut că aceste tradiții sunt duse de tineri, muzica populară, portul popular, cum se explica exact cum se face și ce culori trebuie să aibă un costum popular. Toate au un anumit scop acolo, nu sunt puse așa la întâmplare. Deci, pe fiecare zonă are specific cu ei, culorile. Spuneau la femeile căsătorite, la fetele nemăritate, la ficiori, fiecare cu culorile și pe portul lor popular. Dar pe mine v-am spus, ceea ce m-a bucurat, că am văzut că erau tinere care făceau acest lucru. Dacă vedeam femei la 70-80 de ani care duceau acea tradiție mai departe, spuneam, dar cine vă continuă această, să spunem, îndrădicire? Iată că ați primit răspunsul. Am primit răspunsul cu aceste tinere care chiar am fost surprins, impresionat că făceau aceste costume populare și la mână le coseau, să știți. Iar băieții cu muzica populară care duceau și cântau autentic din zona lor a ținutului pădurenilor și a ținutului din zona Luncanilor de la Boșorod. Foarte, foarte frumos, să știți. M-am bucurat și cu cei cu care am fost acolo, erau impresionați pentru că erau tineri și oameni veniți de mai multe colțuri ale țării, fiind și ziua de 1 mai, erau și cazați în zona respectivă. Și erau și ei, v-am spus, bucuroși că în special tinerii au această atracție spre a promova ceea ce este autentic și frumos românesc. Se păstrează aceste tradiții și în zona Petroșaniului, în Valea Jiului și cumva este un ținut emblematic, emblematic și acesta. Emblematic, da. Un ținut al Momârlanilor. Avem și un muzeu al Momârlanului la Petroșani. Da, este, putem discuta și la Petroșani atât despre turism gastronomic, despre... A luat amploare și în această zonă. A luat amploare și să știți, județul Hunedoara, din punctul meu de vedere, este unul cu un potențial turistic foarte mare. La nivel național, într-un clasament, eu spun că suntem în partea de sus acolo, cel puțin în primele 10 județe, dacă nu ceva mai sus, din punct de vedere atât al diversificării zonei montan, câmpie,
cât și al... E un județ ofertant din ofertant, aceste puncte de vedere. Foarte mare potențial. Unii specialiști spun că după litoral am fi următorul județ. După litoral, mă rog, următoarea acolo zonă. Explicabil, da, de explicabil, ce se întâmplă, da, dar și aici, este firesc. Dar să nu uităm, avem cetățile dacice, cum spunea și domnul Mușic, Sarmizegetuza Regia, Sarmizegetuza Ulbea Traiana, adică de aici cumva a pornit, nu? Exact, ținutul dinozaurilor din Țara Hațegului. Lucruri dovedite până la urmă, exact. Și promovate așa cu pași timizi, ce trebuie că a mai luat amploare și probabil că și aceste rețele de socializare, pe care recunosc și eu uneori le mai blamez, dar ne ajută, pentru că în zilele noastre acestea sunt practic liantul dintre anumite obiective turistice și potențialul turist. Este mult mai ușor să urmărească ceea ce se întâmplă în anumite zone ale țării cu ajutorul acestor gadgeturi. Și contează și această promovare până la urmă. Mai avem, cred că, vreo 5 minute din această emisiune. Dacă doriți să mai adăugați ceva în mod deosebit, dacă nu, eu v-aș întreba, fiind totuși în joia de dinaintea Paștilor, v-aș duce așa puțin în copilărie pe fiecare dintre dumneavoastră și să ne împărtășiți așa o mică parte, de fapt, din ceea ce însemna această sărbătoare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă rog, domnule Mușic. Pentru mine, sărbătoarea de Paște este foarte importantă, pentru că este o tradiție care o păstrăm și o păstrăm din străbunici, bunici. În familie, la noi, în săptămâna patimilor, cum este numită acum, pe lângă faptul că se ținea post și se ține în continuare post, încercam să facem cât mai multe lucruri bune pentru oameni. Acum, în joia patimilor și joia când Iisus Hristos a avut cina cea de taină și a fost vândut, trebuie să fim mai buni, trebuie să fim mai înțelegători, trebuie să fim în primul rând oameni și să încercăm să ne ajutăm aproapele. Știu că împreună cu bunicii mei mergeam să tăiem Paștele în biserică, să-l pregătim pentru a putea fi sfințit de către preot, și era o bucurie foarte mare când seara mergeam în biserică, în strană se cântau rugăciuni și cântece de laudă pentru Domnul Iisus Hristos, iar noi împreună cu părinții sau cu bunicii eram o mână de copilași care ajutam la pregătirea Paștelor. Iar în noaptea de înviere, nelipsit eram la biserică și mi-amintesc foarte mult și mi-a rămas așa întipărit în minte că foarte mulți ani, știți, este un ritual în momentul când se înconjoară biserica, cineva trebuie să țină și icoana Mântuitorului, iar preotul din sat îmi dădea mie tot timpul să țin icoana și eram foarte mândru că puteam să fac acest lucru și mă simțeam foarte important în acel moment. Este foarte important să plece spiritualitatea din familie, iar bunicii mei, părinții mei mi-au creat această putere de a avea credință în suflet, de a avea iubire față de semenii noștri și de a putea să respectăm tradițiile, că de fapt și aceasta este o tradiție, și sărbătorile respectate. Indiferent de religia de care suntem, trebuie să respectăm pe toată lumea care este creștină. Iar din punctul meu de vedere, această sărbătoare a Paștelui, cum este și cea a Crăciunului și multe alte sărbători, trebuie respectate și să le dăm și să le acordăm atenția cuvenită. Eu cred că, cum spunea și dumneavoastră, dacă ne apropiem de sfârșitul emisiunii, aș vrea să transmit un mesaj tuturor locuitorilor județului Hunedoara, un mesaj de sănătate, de sărbători fericite, sărbători binecuvântate alături de familie, alături de cei dragi, de liniște și de a putea să vedem doar binele care este în lume și să lăsăm ce este rău deoparte. Sărbători fericite și binecuvântate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.
frumos spus, domnule Oan, să mai puțin de un minut v-a mai rămas să, da, să treceți așa puțin în revistă. Ce înseamnă această sărbătoare pentru dumneavoastră? Copilării, da, am petrit la, până la 7 ani am stat la bunici și casa lor era aproape de biserică. Bunicul meu făcea parte din echipa din jurul preotului, participam mereu la toate acțiunile premergătoare acestei, din punctul meu de vedere, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Îmi amintesc acum așa, cu plăcere, în Valea Jiului era obiceiul de a se pușca cu carbit. Erau niște țevi și eram foarte preocupat, adică nu era an în care să nu am țeavă, carbit și... Mă rog, acum nu aș mai susține această activitate, dar la vremea respectivă era o mare bucurie să participăm și la aceste activități. Am ales în aceste lucruri, la fel aș dori să le transmit și eu tuturor cetățenilor și locuitorilor județului nostru, sărbători în liniște și pace și chiar vreau să subliniez că unii iubesc puterea. Important este să avem puterea de a iubi. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi astăzi. Mulțumim și noi. Să ne revedem cu bine și sărbători cu pace și lumină. Să avem cu toții până la urmă. Mulțumim asemenea. Mulțumim și noi. Și un singur lucru aș mai avea de adăugat, dacă se poate. La mulți ani tinerilor, este ziua lor. Corect, bine ați punctat acest lucru. Era să uităm, la mulți ani le dorim și noi. Vă mulțumesc, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!